Bună locuitorilor, hai să vorbim despre cel mai hype-uit serial de anul ăsta probabil. Poate overhyped. WandaVision, sezonul 1, Disney+, Plus. nu-l găsiți pe Netflix. Entuziasm pentru serialul ăsta? Nu. Am fost interesat și asta e tot în ultimul timp când vine vorba de ceva de la Marvel. Nu am de ce să mint, cred că entuziasmul meu pentru următorul proiect Marvel o să fie Guardians of the Galaxy. Și cam atât. a arătau destul de bine, Primele episoade arătau destul de bine dar știam din trailere că la un moment dat serialul ăsta cel puțin până după jumătate o să devină doar un Marvel movie. Am participat săptămânal, am văzut săptămânal serialul și am participat la discuții cu Marius de la încă ceva la podcast, am participat și pe live-ul meu care în fiecare săptămână era deja o tradiție ca sâmbătă să discutăm, mă, suntem mulțumiți de episod, ce teorie avem despre serialul ăsta și am zis ok, hai că mă bag, mă bag în joc, dar nu mă overhype yes, pentru că știu sigur că o să fie un letdown la final, indiferent câte teorie există, există reguli, toate astea și ghiți ce a fost. Nu vorbim de spoilere, dar sincer, nu e nimic de spoiler. Când vine vorba de poveste, o avem pe Wanda și pe Vision, două caractere pe care le știi dacă ai văzut Avengers Age of Ultron, alte filme Avengers sau alte filme Marvel. Dacă nu le-ai văzut, sunt două caractere noi și nu știi ce se întâmplă de multe ori. Ca de obicei, Marvel se descurcă destul de bine să arate cât că nu trebuie neapărat să vezi toate filmele lor, deși ei ar vrea, E ok, la fel cum oamenii au văzut Endgame și nu au înțeles anumite faze, toți s-au distrat la filmul ăla. Și la fel cred că o să se întâmple și cu serialul ăsta pentru că începe destul de bine cât să țină oamenii intrigați. Problema e că din 9 episoade, 7 sunt foarte scurte, 30 de minute, ultimele două sunt 40 ceva de minute. Și în fiecare săptămână nu simțeam că primesc ce vreau, simțeam că nu e bine ce se întâmplă. Totuși să vorbim despre poveste, nu? Avem astea două personaje care stau într-o lume foarte dubioasă. Primul episod începe prin anii 50, cred că următorul e în anii 60, după aia este anii 70, 90 și 2000. 2000 nu cred că mai apare, nici nu mai țin minte, vezi? Ideea e că în fiecare episod este alt deceniu. Prima jumătate a serialului și cum vedem noi că este al deceniu păi ei imită sau fac sitcomuri comedii din astea care au fost foarte populare la vremea lor și le fac exact ca acolo de la stilul de filmat la faptul că este alb negru sau aspect ratio sau toate astea ceea ce m-a prins sincer din primele episoade eram ok this is nice dar e clar pe lângă faptul că trecem prin toate perioadele astea în fiecare episod, se întâmplă ceva. Se întâmplă ceva cu Wanda, se întâmplă ceva cu niște oameni de la o agenție ca de obicei și e clar că există un rău acolo în zona aia unde este Wanda și Vision. Este un rău acolo și e pus pășoti. La un moment dat vedem ce rău este, vedem ce se întâmplă, vedem care sunt implicațiile pentru că Wanda a creat această lume frumoasă și toate astea și se termină sezonul. Dacă n ai înțeles, povestea e destul de simplă. Sunt doi oameni cu superputeri care stau într-un oraș magic și sunt oameni controlați în orașul ăla magic. Și există un rău făcător, evident. Bine, vorba de actori aici nu pot să-l trag în jos, pentru că este Paul Bettany, parcă îl cheamă, care e Vision și a fost partea mea preferată din Age of Ultron. Eram fucking fan. Vision. Îmi place Vision. Și Vision este mult mai puternic decât îl arată în Marvel și de asta m-a intrigat tot timpul. Și când am primit mai mult în serialul ăsta, am fost mulțumit. Este carismatic, Chimia între cele două personaje are este superbă, deci nu pot să mă plâng. Ea, ca Wanda, ah, e ok. Nu a fost niciodată preferata mea, nu am avut nicio conexiune super mega benga când am văzut-o în Age of Ultron sau când am văzut-o pe parcurs sau când am văzut-o în Endgame. Cred că momentul meu preferat cu Wanda este cel din Endgame când le-a pe Thanos. În rest, nu pot să spun că a fost un personaj de la care, băi, ce aș vrea să văd un serial cu Wanda. Da, există povești din comics sau desene mai interesante pentru mine personal cu Wanda, cum ar fi faptul că o cheamă Scarlet Witch, cum ar fi faptul că este sora lui Pietro, Quicksilver, și amândoi sunt copiii lui Magneto. Asta este mult mai interesant pentru mine că sunt un fan X-Men. Marvel nu a făcut treaba asta că nu aveau drepturi pentru X-Men. Până când au cumpărat Fox. Mai, mai o avem și pe uh, Agnes, care e jucată de o actriță, îmi scapă numele ei, dar îmi place de ea, am văzut-o și în Doamna Fletcher, am văzut-o și în mai multe filme, I am tot, a, a, tot apărut în ultimul timp și îmi place de ea, e mult mai carismatică pentru mine, pe lângă Vision ea a fost cea mai interesantă adiție, ca să zic așa, a personajelor. Restul sincer, că este un director care este uh, același director malefic, că este una care nu are superputeri, dar vrea să aspire și ea să aibă sau ceva de genul, le-am mai văzut, le știi, nu merită discutate. La 100 zile, pentru mine, WandaVision a fost un film Marvel secționat. Am tot zis săptămânal că asta o să fie și mulți au zis, na, proater nah, ești prost! Am urmărit o clipuri pe internet cu teorii și am văzut că pe o etichetă scria Mephisto și o să apară Mephisto. Plus că sigur trebuie să apară măcar Doctor Strange. Și într-un interviu m-am simțit ca în hip-hop românesc chiar sau în general în cultura hip-hop. Știi când asculti hip-hop și nu înțelegi, doar îți place o piesă. Vin oamenii din comunitatea hip-hop să spună că ești prost, că nu știi, că de fapt ăla este un bar, că ca că a dat nu știu cine un interviu și l-a făcut pe mine în prost. Pe păi da, mi tot, mi mi plăcea piesa. Și serialul ăsta este plin de referințe sau easter care n-au nicio treabă cu ce se întâmplă de multe ori în serial. De asta oamenii, pentru că au stat în casă mai mult în perioada asta, au avut timp, după ce au văzut un episod foarte scurt de 28-30 de minute de la WandaVision, să intre pe YouTube să primească mai mult de la oameni care fac fake trailers sau teorii așa pe, pe stângace și. A, nu, că sigur este ceva. Și asta e overhyped. Pentru că la sfârșitul zilei WandaVision a fost un film Marvel și nici măcar unul dintre alea bune. Nu a fost Guardians of the Galaxy, nu a fost Infinity War, nu a fost Winter Soldier, nu a fost Endgame. A fost Ant-Man, unde doi Ant-Men se bat. A fost Black Panther, unde doi Black Panther se bat. A fost Captain Marvel, unde doi Captain Marvel Luis sau ceva de genul se bat. You get my point? Iron Man 1. A ah și a strecurat și un pic de Iron Man 3 în serialul ăsta. Dacă nu știți despre ce vorbesc, o să spun doar atâta. Mandarinul, Quicksilver. Tot timpul au fost mulțumiți oamenii cu răsturnări de situație de genul. Și nu știu cu ce să-l lau, da, efectele speciale au fost bune pentru că e clar, e Disney și Marvel și s-au băgat o grămadă de bani. Dar după Endgame sau Infinity War, e foarte greu impresionat de patru personaje care se bat în același timp. Civil War a fost mai mișto ca ăsta. actori, că au fost actori din filme, da, am apreciat asta și sincer asta este... Asta a fost singurul lucru, de fapt au fost două, care m-au făcut și m-au ținut în serialul ăsta, actorii. După aceea a fost prima parte a serialului, care mi s-a părut ceva diferit, interesant, magic, Îți entuziasmat acum să văd următorul lor serial care apare în vreo două săptămâni, Falcon and the Winter Soldier? Nea, păi dacă ăsta a fost așa, ăla o să fie Winter Soldier, filmul, da, secționat și mai rău. Îți sunt entuziasmat să văd Loki? Poate că îmi place Tom Hiddleston ca Loki, dar cred că mulți ar trebui sau au învățat sau s-au săturat Că Marvel fac setup-uri pentru următoarele filme și eu m-am cam plictisit. Nu fac neapărat ceva original sau nu știu ce, ci e doar, ei, uite mouse-ul ăsta. Nu înseamnă foarte multe pentru tine mouse-ul ăsta în serialul ăsta de nouă episoade pe care tocmai l-ai văzut, dar ai încredere în mine mouse-ul ăsta în următorul film Marvel, nu serial, o să apară cu o tastatură. Deci, foarte bine că ai aflat de, de mouse-ul ăsta acum. A? Nu te simți special că ai aflat tu de mouse-ul ăsta acum, nu. Pentru că în film o să văd mouse o să văd tastatura și o să înțeleg. Ok, e o mouse și o tastatura, domn'chef și Putem să râdem de DC. că disperați. Că nu știu ce să facă dar măcar ei mă surprind. Pentru că nu știu ce să fac. Ei scot un film de acțiune ca oameni. După aia unul amuzant ca Shazam. Și după aia unul zi de oamenii din cinema ca Joker. După aia scot Harley Quinn, încă nu am înțeles ce, ce cu, filmul ăla. Scot un trailer de, muzical de două ore, cum îi să Squad. Și în continuare prezintă că o să mă surprindă ca, cu Snyder Cut, următorul Suicide Squad, squad al lui James Gunn sau Batman. Nu știu când o să mă surprindă Marvel. Următorul proiect Marvel de care sunt interesat e Guardians of the Galaxy 3, Thor, Love and Thunder și Doctor Strange. Atât. Nu mă interesează Secret Invasion. Nu mă interesează Falcon and the Winter Soldier. Vă interesează pe voi? Marvel devine Star Wars. Și Star Wars au avut nevoie de Mandalorian. WandaVision nu este un Mandalorian. Și ce vreți să vorbim? Am zis că nu o să vorbesc de spoilere. Dar da a fost un letdown și pentru mine care nu credeam în toate teoriile alea. Pot să spun doar atât. Mic spoiler dacă vreți. Când a apărut Hugh Jackman și Magneto jucat de Michael Fassbender ca să iei un personaj din serial, I was fucked up. Eram holy fuck, e cel mai bun serial. Deci doar pentru momentul ăsta că a apărut Hugh Jackman ca Wolverine și Michael Fassbender ca Magneto eram Holy mother of Jesus. Gen au dat un semn Știi că există X-Men în Universul Marvel și mi s-a părut drăguț Ce mi-a mai plăcut a fost Că a apărut Mephisto în sfârșit Sau uh, Nightmare Mi-a mai plăcut uh, Scena cu Monica Rambeau Și Captain Marvel și Nick Fury Holy fuck Gen se vede că pentru ultimul episod Ca să facă toate dezvăluirile astea Au băgat ceva bani ce a mai fost, Doctor Strange a apărut deci a fost așa, la, un, la final era un carusel din ăsta de chemio și intrări și eram foarte mulțumit așteptam să apară tenos, am fost un pic dezamăgit dar m-am mulțumit că a apărut Loki și puteam să văd undeva, dacă vă uitați atent pe un panou în stânga unde e cerul, unde e clădirea din dreapta cum te uiți atent după o mașină galbenă se vede un poster cu Silver Surfer ce ce înseamnă Fantastic Four Galactus bătă-mă dracu ok boys pentru mine Wandavision primește scut complet un 7 scut complet este între 7 și 8 el primește 7 ai văzut Wandavision? ești încă le down, ești dezamăgit, ești me, sau ești nu, frate, a fost cel mai bun, ești prost. Lasă-mi în secția de comentarii. Cred că e mai bine să vezi serialul ăsta acum că s-a terminat și să-l vezi ca un film Marvel în vreo două zile. 5 episoade azi, 4 episoade mâine. Vizionare plăcută. Lasă-mi în secția de comentarii ce crezi tu și subscribe dacă vrei să devii locuitor pentru că nu vrei să ratezi clipul următor și verifică dacă dorești pe Instagram unde postez trilogia de poze numai ce am terminat trilogia Get Lucky și de astăzi începem alta. În curând nu o să mai putem că Timișoara este în carantină, deci nu o să mai pot să ies afară să fac poze, dar na, să ne bucurăm de ele cât le avem. Mersi foarte mult!